Mulți dintre noi ne dorim să arătăm foarte bine atunci când mergem la mare, când ne punem costumele de baie pe noi și unii poate chiar am început să ne antrenăm deja, dar alții să știți că se antrenează de ani de zile. Ce faci, Mario? Ce-ți fac? Cinci! Facem puțin sport. Pentru abdomenul de la vară? Asta e pieptul de la vară. Ei, și încă una. Cum e? Amunerice curate, bună ziua, bine v-am găsit, dragilor, vă pupăm. El este Antonio Verona, semi-antrenorul meu, facem câteodată. Păi dacă tot îl prezinți pe antrenorul tău, Antonio, cum e Mario ca elev? De când am început colaborarea cu el, a fost exemplar. Își face cardio pe stomac gol dimineața, da? Seara vine la fiare. Și cel mai important, mănâncă cel mai corect. Nu cred. Mai puțin în weekend. Pentru că nu puține sunt fetele care întorc capul după el și nu puțini sunt domnii care ar vrea să aibă pătrățelele lui, am vrut și noi să aflăm secretele lui Mario Fresh. Iar pentru că nu ne-am mulțumit doar cu vorbe, ne-am dorit să-l vedem pe Mario în acțiune. Ce lucrăm azi atunci? Că l-am prins și pe Antonio. Facem un circuit astăzi ca să fie... O să luăm trenul superior, în principal, pectoral, biceps, triceps și cu. Și niște umeri, da. Și dacă vreți, facem niște spate, așa, pentru voi, niște tracțiuni. Haide, special hai să voi, vedem. Pentru voi. Hai să vedem la ce aparat, bun? Că nu prea mă pricep, trebuie să recunosc. Dar dacă a noastră colegă a recunoscut că nu le prea are cu sala, Mario Fresh a trecut și el la dezvăluiri. Mai exact, artistul a avut câteva întâmplări amuzante la sală, însă a fost și la un pas de un accident grav. Mi-am pus 100 când eram mai mic și făceam cu pulvela și m-au luat un cârcel la gât. Știam că este cu una aici sub, îl vedeam că stătea deasupra mea. Și m-am luat cârcelul și am luat mâna de pe bară și am pus-o la gât ca să fac așa. Și omul a prins bara aia cu 100 de chile și ținea din biceps aici, știi? Și a ridicat-o din biceps cu 100 de chile și a pus-o înapoi. Bine, m-am dus acasă, m-a trimis acasă, că era foarte nervos. Dai seama, păi era putea să cadă pe tine. Grupul sternul. Dar nu, a fost amuzant. Am trecut peste. Da, amuzant. Bănuiesc că nu s-a mai întâmplat de atunci să mai dai drumul la bară. Am mai avut cârcei. Dar n-ai mai dat drumul la bară. Am trecut peste ei. Grâcel. Și am împins. Da, știm că ați observat tatuajele lui Mario. Însă, ceea ce probabil nu știți este semnificația care se ascunde în spatele lor. Am făcut o serie de trei. Ăsta, 1999, anul meu de naștere. Fantomița asta de aici, care seamănă cu un Pac-Man. Și acest Mickey Mouse cu pușcă în mână. Și Mickey Mouse, de exemplu, ce reprezintă? Reprezintă pe tata. Bine, tata n-are o pușcă sau ceva, dar tata îl cheamă Mickey și a zis să îl fac puțin mai hazliu. Și dacă pentru celebrul cântăreț aspectul fizic are un rol important, trebuia neapărat să-i dăm și o provocare lui Mario. Doar toată lumea știe că și iubita lui, Alexia Eram, are mare grijă de formele ei, la fel ca Mario. Am să-ți arăt acum câteva fotografii, da? Pe care aș vrea să mi le descrii printr-un singur cuvânt. Ești la Verona. Mamă, ți s-au pompat. Sunt bine. Prima fotografie, un cuvânt. Sexy. A doua. Oh, mai sexy. Unu, altul. Trei, doi. Unu. Sexy. Fecioară. Natural. Feminină. Mamă, aici e și mai natural. Alt cuvânt. Vară. Vară. Am putut eu la ultima. Dacă am zis sexy la prima, ce să mai zic la ultima? Iar dacă vă întrebați cum a reușit Alexia să-l cucerească iremediabil pe Mario și cum sunt ei atunci când nu îi vede nimeni... Naturalețea, cred. Mai exact? Suntem exact cum ne vedeți voi la televizor. Nu ne ascundem cu absolut nimic. Comunicăm. Mai avem și momente când nu comunicăm și mult mai prost. Și este mai mare scandal. Pentru că se întâmplă. La un moment dat să uiți, să comunici niște lucruri,
și după aia apar discuții, dar asta contează foarte mult. Comunicarea și atât timp cât iubești pe cineva, ești acolo, dacă nu, la revedere. Am foarte mare încredere în ea, chiar dacă ar merge în cea mai plină sală de băieți. N-am nicio treabă, n-am nicio problemă. Poate să merg oriunde. Se aplică și invers? Aproape. De ce? Invers e un pic mai... E cam la fel. Îți dai seama că mă mai întreabă dacă vede că se uită cineva mai lung pe mine sau ceva, dar... Cred că și invers. Da? Nu prea este gelozie în relația noastră, nu prea există tensiuni de astea. Dacă pe plan sentimental Mario Fresh este împlinit, să știți că lucrurile nu stau rău nici atunci când vine vorba de cariera lui. În premieră, artistul ne-a fredonat câteva versuri din melodia pe care o va lansa la mijlocul verii. Fericirea e free, o poate avea oricine. Trebuie doar să ți-o dorești și ai să vezi cum vine. Mă simt bine, bine de tot. Atât. Dar este... Sunt foarte bine. Este un alt stil muzical, este vorba de funk. Este ceva care nu prea s-a auzit la noi în România și am vrut să fac ceva mai nou, știi? Ceva mai diferit de ce s-a scos până acum și de ce am scos eu până acum. O să-mi placă foarte mult și clipul și piesa o să vedea o sare de bine.